În parohia Înălțarea Domnului din Galați a avut loc ieri seară proiectul cultural O Carte pentru Suflet. Activitatea s-a desfășurat sub forma unui dialog moderat de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Activitatea de aseară a avut loc la așezământul cultural filantropic Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur din cadrul parohiei Înălțarea Domnului din Galați și a cuprins lecturi și dezbatere pe baza mai multor teme din volumul Corectopia a lui Gabriel Purcăruș. Au participat în alt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian, elevi ai seminarului teologic ortodox Sfântul Apostol Andrei, Colegiul Național Vasile Alexandri și Colegiul Național Costache Negri din Galați, dar și oameni de cultură, profesori, preoți și credinți Întâlnirea aceasta ne-a oferit posibilitatea de a ne, o, ne -a exprima opinia față de problemele care sunt în societatea contemporană și de a ne deschide față de noi tinerii și față de cei care au participat și am înțeles mai bine tainele cărții și ale problemelor care sunt, astfel putând să ne punem de acord și să înțelegem pe fiecare ceea ce probabil ne macină în interiorul nostru. În ceea ce privește participarea mea în această seară la evenimentul organizat aici, nu pot să spun decât că a reprezentat o experiență plăcută, incitantă și care ne-a demonstrat interesul tinerilor și nu numai, și al generației adulte față de lectură și față de problemele societății contemporane. În alt preasfințitul părinte Casian a oferit elevilor cărți diplome de participare și iconițe. Activitatea de aseară se înscrie în rândul programelor culturale prin care Arhiepiscopia Dunării de Jos încurajează lectura în rândul tinerilor.